Bun găsit la Closing Bell, Claudiu Casacu sunt. Mă bucur să ne auzim. Mișcări deosebit de rapide. Cred că detectăm pe aici, pe acolo și un pic de tranzacționare cu frecvență înaltă. În anumite piețe aș sugera mai degrabă piețele de capital și petrolul pentru acestea. Euro USD spre noi maxima, depășit 1.12, fără pauză. Nu cred că ne ia prin surprindere având în vedere discuția de dimineață. Acum însă un shooting star ne-ar putea tenta să spunem că este un motiv de pauză și că lucrurile se pot întoarce. Răspunsul nu este simplu și vă rog să îmi acordați un pic de atenție cât trec în revistă contextul în totalitate. Vorbim despre date macro mixte din Statele Unite, slabe pe partea de cerere de ajutor de șomaj, dar bune pe partea de cost cu forța de muncă. Aceste elemente pozitive au fost ignorate deocamdată. Pe de altă parte, avem o deteriorare a sentimentului de risc la nivel global, cu Rusia spunând că Turcia s-ar pregăti să desfășoare operațiuni în Siria. O escaladare a tensiunilor dintre Turcia și Rusia, pe de o parte, și o escaladare a riscurilor vis-a-vis de Siria, pe de altă parte. Alte afirmații recente ale președintelui Rusiei, iarăși, nu sunt de natură a liniști foarte mult vecinii săi regionali. În plus, ceea ce se întâmplă pe euro se deignoră mesajele lui Yves Mersch, care vorbește despre o inflație coborâtă. Ce mai detectăm în această piață este de asemenea o influență a evoluției din piețele de capital față de piețele valutare. Și cred că aici avem cheia explicației mișcărilor din piața EURUSD și a corecției temporare. Uitați-vă doar la ce s-a întâmplat în piața germană în ultimele 10 de minute și vom constata o alunecare sub niveluri cheie, cum este cel de 9300 de puncte. Am văzut pe la 9270 posibil să fi fost și mai jos, în timp ce EURUSD avea susținere. Cred că, în fapt, piața aceasta este dominată de emoție și de teamă. Doar că de cele mai multe ori astfel de situații sunt depășite relativ rapid. Și aș spune că felul în care este tratat dolarul american acum este puțin exagerat ca abordare pesimistă și că USD-ul are șanse rezonabile de a reveni, dacă nu chiar de acum, măcar în sesiunea de mâine. De asemenea, piețele de capital care acum sunt pedepsite, cred că ridică un mare semn de întrebare, dar bănuiesc că și acolo, astăzi sau mâine cel târziu, vom avea o revenire notabilă. Ceea ce nu trebuie confundat cu perspectiva pe termen mai lung, care rămâne de continuarea trendurilor actuale. Deci toate aceste elemente trebuie discutate separat și după aceea acordate o anumită prioritate și văzut ce contează și mai ales ce ar putea să conteze pe termen scurt. Eu aș vedea un EURUSD care acum ia o pauză, merge spre 11.50 sau chiar mai jos, în timp ce linia de trend ar trebui în primă fază să reziste. Doar că această dinamică este dependentă destul de mult și de ce se întâmplă în piețele de capital. Dacă avem acolo o nouă alunecare, secvența ar putea fi reluată în sens descendent. Există influențe și interferențe în această perioadă multiple, deci sugestia mea ar fi, dacă vreți să fiți în piață, nu încercați să urmăriți poziții pe mai multe instrumente, dar încercați când luați decizia pentru un instrument să vă uitați ce se întâmplă și în alte piețe. Deci să avem atenție multilaterală, dar acțiune concentrată. Ca idee, suportul sub 11.50 este la 11.40, 11.30, 11.00 dacă vom ajunge acolo, rezistența 12.20, 11.42. Mai avem date din Statele Unite, date din
zona comenzilor industriale și a comenzilor pentru bunuri de folosință îndelungată. Mergem la dolar yen, foarte succint, un dolar puțin mai slab și aici cred că piața cumva exagerează pe termen scurt, dar asta nu exclude o coborâre sub 116,86. Pragul următor ar fi 116,63 sau 116,27. Totuși, cred că suntem destul de aproape de un rebound consistent. Rezistența 117,24, 117,42 și 118. Bineînțeles, acest rebound ar fi amânat dacă astăzi, de exemplu, mergem cu DAX-ul mai aproape de 9200 sau mai jos. E cazul să discutăm despre GBP/USD, fiindcă și aici nu a fost deloc o sesiune simplu de interpretat. 9 membri din 9 au votat pentru menținerea ratei de dobândă și totuși GBP/USD a crescut în prima fază. Acum însă se simte o reacție de sens contrar. Mie mi se pare că nu a fost deosebit de clar ceea ce a spus McCartney. Pe de o parte, zicea că nu s-a atins minimul dobânzilor, pe de altă parte spunea că următoarea mișcare va fi în sens ascendent, dar mediul global este nesigur, dar pe de altă parte economia va performa în cele din urmă. Deci cam poți să alegi tot ce îți dorești din acest discurs. Și astfel s-a creat loc pentru fluctuații importante pe termen scurt. Văd tendința aceasta corectivă continuând, probabil ajungând spre 45-40. Dacă spargem nivelul acesta, ne uităm spre un 45-20, apoi un 44-87. Foarte probabil, însă, piața în cele din urmă va încerca o nouă secvență ascendentă spre 45-90 și după aceea, având în vedere contextul actual, a spune că riscurile sunt din nou redevin, deci descendente pentru GBP/USD. Cred că 1,4487 ar avea șanse să fie atins, dar nu m-aș aștepta la evoluții lipsite de corecții după fiecare secvență impulsivă de ordinul 70-90 de pips, corecții de 30 până la 50 de pips. Din punctul meu de vedere, datele actuale, fundamentale din Statele Unite, sunt în orice caz mai bune decât o arată GBP/USD și EURUSD la cotațiile din prezent. Vom merge la US 30, ajustare corectivă, dar nu e atât de grav față de ce se întâmplă în Europa. 16.157 suport, există revenire și șansă de stabilizare pe termen scurt, însă mă gândesc ce vor alege piețele în acest moment și cred că au material pentru oricare dintre direcții. E vorba de o preferință acum. Putem să ne concentrăm pe elementele negative din economia americană sau putem să ne reorientăm către veștile bune, cum ar fi creșterea costului cu forța de muncă, ce arată că piața muncii solidă, esențială pentru redresarea economiei, nu o duce rău. Ca idee personală, însă, cred că la finele acestei ore vom avea mai multe răspunsuri. Vom avea prima jumătate de oră de trading din Statele Unite. Cred însă că după o puțină lejeră volatilitate ascendentă, cred că totuși US 30 ar putea coborî spre 16.074 sau chiar 16.000 de puncte. Lucrurile devin serioase abia dacă închidem sub 16.000 de puncte. Rezistența 16.224, 16.300 și 16.370. În cele ce urmează ne îndreptăm către piața de capital germană și aici vânzările au fost destul de agresive. Cred că e cumva un efect de feedback în ambele sensuri, dinspre piața de capital germană către
piața valutară către moneda unică europeană și invers, un euro mai puternic trage în jos piața de capital. Dar această spirală a cam scăpat de sub control până de curând. Imaginea tehnică însă nu e prea roz. Dacă avem o închidere în jurul acestor niveluri, trebuie să se vadă și graficul în curând, cumva piața încă, platforma încă ezită, dar ar trebui să avem această vizualizare. O închidere sub sau chiar în zona nivelului acestora de 9300 de puncte nu miroase foarte bine. În cazul pieței germane, suntem într-o zonă critică în jurul lui 9300 de puncte. Am fost de curând sub acest nivel. O închidere doar marginal peste 9300 nu schimbă foarte mult situația. Avem nevoie de o închidere net pozitivă, o închidere peste 9400, 9450 sau 9500 de puncte, chiar pentru a schimba o logică care până și pe termen scurt arată destul de pesimist. Din punctul meu de vedere, secvența este poate de oprit în prima fază, secvența de scădere, dar pe un termen mai lung, ceea ce înseamnă zilele și săptămânile viitoare, riscurile descendente sunt notabile și ar trebui să ne orientăm de asemenea după semnificația pe care o are acest reper, având în vedere că sunt și minime înregistrate ultima oară în august, apoi am avut o a doua tentativă, apoi a treia. Acum, la patra tentativă, dacă spargem această zonă, putem vorbi de riscuri de ajustare descendentă de ordinul sutelor de puncte. Și este chiar mai important decât o discuție intraday despre câteva zeci de puncte în sus sau în jos. E, în momentul de față, orientarea pe termen scurt, cred că poate să fie rezidual favorabilă, ceea ce de fapt se și vede când începusem să discutăm, era undeva pe la 9310, 9315 puncte, acum indicele este cu vreo 20 de puncte mai sus și poate că mai are un pic de revenit, dar trebuie ca la fine de zile să fim mult mai sus pentru a șterge o impresie nefavorabilă. În același timp, avem datele de la ora 5 și cred că trebuie să ne uităm și la ce declarații mai apar, fiindcă ați văzut petrolul fusese într-o anumită revenire. Apropo de petrol, haideți să ne uităm la un grafic al WTI-ului. Aici este o scadență, cred, diferită de cea pe care operăm noi. E vorba de scadența martie, care se apropie de expirare și atunci e posibil să există o anumită diferență, dar alura chartului este aceeași, este una puternic ascendentă. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă aici arată o schimbare notabilă de balanță și cred că riscurile sunt orientate ascendent în prima fază, posibil vizând vârfurile anterioare, vârfurile locale, dar posibil mergând și mai sus către 34, inclusiv în instrumentul prezent în platforma noastră. Instrumentul care reflectă, bănuiesc, scadența următoare, cea din aprilie. Ar fi cazul să discutăm și despre aur, fiindcă astăzi a avut o performanță notabilă. Din punctul meu de vedere, este cel mai simplu instrument de înțeles acum. Entuziasmul este stimulat de două surse, este ca un fluviu care are mai mulți afluenți. Unul dintre aceștia este dolarul mai slab. Un al doilea însă, destul de puternic, cred, și deloc de ignorat, este noul sentiment că lumea e un loc nesigur. Și dacă ne gândim la impactul ultimelor declarații, ele s-au văzut pe petrol, s-au văzut în piețele de capital, dar se văd și pe aur. Și aurul
Noi am închis ultima poziție, parcă pe la 1137, iată, suntem cu 17 dolari pe un ce mai sus și tendința pare a fi încă una ascendentă. Trebuie să fim cu ochii mai degrabă pe fluxurile de știri, cred, decât pe datele macroeconomice. Ele pot conta la ora 5, însă, din punctul meu de vedere, contează dacă escaladează situația actuală cu opoziția dintre Rusia și Turcia, dar Turcia, știm, membră a NATO. Din punctul meu de vedere, piața sugerează încă o capacitate de a merge mai sus și dacă este să ne, să ne orientăm cumva după un grafic daily, teoretic este loc suficient pentru, pentru a vedea încă o amplificare. Haideți să ne uităm cumva la, pe un grafic weekly, cuprinde mai mult, mai multă istorie. Deci 1150, cumva în mai sus decât zona unor minime din martie 2015, piața ar putea să se îndrepte chiar către vârfurile anterioare. Observați, în august am avut un high la 1169, dar închiderea, în cazul de față ne interesează deschiderea, 1164 este primul prag, deci 1155, probabil 1159, 1164 ar fi nivelul următor pe care l-am putea avea în vedere. Lansarea aurului pare fi însă, pare avea un obiectiv pe termen mai lung, o evoluție ce ne poate fi de folos în înțelegerea argumentelor care duc la aceste trepidații. Cu alte cuvinte, ne explică faptul că nu e vorba numai despre dolarul american mai slab. Dacă mergem mai departe, dar nu, înainte de aceasta, pentru aur, întrebarea era dacă poate să ajungă la suportul de 1144. Pe o corecție, teoretic, aurul poate să facă, poate să parcurgă lejer 5-7 dolari, având în vedere amplitudinea de până acum. Ar trebui să vedem date foarte bune, mult mai bune decât estimez eu pentru ora 5, ca aurul să se corecteze astăzi până acolo. Mie se pare destul de dificil pentru a răspunde la această întrebare. Cred că putem vorbi dacă spargem linia de trend de un 5-7 dolari ajustare, dar până la 1144 mi se pare simplu. Și era o întrebare legată de bund pe de titlurile de stat germane pe 10 ani și mă bucur că avem ocazia să, să o discutăm acum. În ceea ce privește graficul, el ne arată o scădere. Aici e vorba de randamente. La noi în platformă este transpusă cotația futures, adică prețul efectiv. Graficele trebuie să fie invers relaționate, fiindcă în momentul în care prețul crește, randamentul scade. Și ce constatăm aici este că piața a avut a resimțit influxuri de capital către titlurile de stat germane. Acum, în primă fază, cred că aici randamentul se poate consolida și aș spune chiar că la prima depășire a unor vârfuri recente, pe cum este acesta 0.329, pe un H1, de exemplu, vorbim de ultimele două ore, am putea asista la o mișcare în sus a randamentelor, deci în jos a prețurilor. Dacă tranzacționăm bund, atunci s-ar putea să fie loc de o corecție negativă a prețului. Bun. În domeniul piețelor valutare, haideți să ne uităm și pe AUD-USD. Ne putem imagina că a urmărit fluxurile și refluxurile dolarului american. Ceea ce însă nu reiese foarte clar este dacă piața a obosit deja sau încă mai poate să mai crească. Din punctul meu de vedere, fundamental ar trebui să fie loc pentru
corecție. 72-20 ar fi primul pack de suport, apoi 0-72 și mai jos 70 și 1-90. Deci risc descendent în prima fază. Mulțumesc pentru atenția acordată. Am prezentat doar opinii vis-a-vis de piață, nu recomandat de tranzacționare. Cred că nu va fi ușor de înțeles și de tranzacționat piața pe termen scurt, însă pentru cei care își vor păstra o strategie echilibrată, o bună gestionare a riscului și mai ales mintea limpede și neimplicată emoțional, se pot configura situații cu atractivitate rezonabilă. Să vedem datele de la ora 5 și dacă euro se decoboară semnificativ de la cotațiile actuale și mai ales dacă se oprește la linia de trend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă în continuare și să ne auzim cu vești bune. La revedere!